Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în comuna Baia de Fier. O să vedeți ce s-a întâmplat în această perioadă în cele două state componente, Baia de Fier și Cernădie, care sunt principalele investiții la care a lucrat domnul primar Dumitru Turvăceanu. Vorbim mai exact, doamnelor și domnilor, de două poduri afectate de viitura din 29 iulie, dar și de modernizarea, reabilitarea căminului cultural din Baia de Fier și de o grădiniță cu program prelungit foarte, foarte modernă. O să lăsăm imaginile însă să vorbească. Totul de se rulgă, a făcut pe 29 iulie de viitură, se lucrează? Da, se lucrează. Cred că maxim o lună de zile va fi gata. Astăzi avem o fază, o să, apoi de azi după amiază sau mâine o să se toarcă betonul peste fierul beton. Și cred că într-o lună de zile podul va fi gata, va fi redat circulației. A fost o situație destul de delicată atunci, pe 29 iulie. Da, cu toate că Baia de Fier nu a apărut mass media prea mult referitor la zilele acelea cu calamitățile, dar și noi am fost afectați. A fost afectate nu numai acest pod, ci și 70-80% din drumurile pietruite din localitate, mai ales în satul Cernădia, unde a fost o problemă destul de delicată. Mai avem și 4 podețe care au fost afectate, care urmează să le reabilităm, să le facem din nou și pe acelea. Cum acesta face legătură la casele din partea cealaltă? Oamenii trec și cu animalele, destul de dificil să ocolește. Da, da, da. Cei care locuiesc în zona aceasta a trebuit, de când podul a căzut, a trebuit să ocolească pe centru și plus de asta este foarte mult folosit de crescătorii de animale, deoarece nu putem să trecem cu animalele prin centru, fiind centru și așa destul de aglomerat. Este o lucrare destul de serioasă, din câte știu, podul acesta a mai fost reabilitat în urmă cu câțiva ani, cred că 4 ani. Da, din ce am înțeles, a mai fost reabilitat. Nu știu exact câte sume au fost alocate, pe ce program s-au făcut sau pe bugetul local, fiindcă nu eram atunci primar. Fiind deschiderea foarte mică la fostul pod, undeva la 8 metri, la viitora care a fost, n-am făcut față și un capăt al podului s-a lăsat la 80 de centimetri atunci în prima noapte, iar apoi din ce în ce mai mult. De fapt, era impracticabil, nu se mai putea trece cu el nici, pe el nici cu piciorul. Înțeles. Este acolo și rețeaua de alimentare cu apă potabilă? Da. Este și rețeaua de alimentare cu apă nu potabilă, fiindcă noi la Baia de Fier nu avem apă potabilă, avem apă menajeră, din lipsa unei stații de clorinare, care să sperăm că în următorul an vom rezolva și această problemă, problema apei la Baia de Fier și a canalizării, care este cea mai stringentă problemă care ne zbatem. Conducta va fi repusă pe noul pod când se va termina. Astfel n-am întrerupt-o ca să nu rămână gospodările din partea cealaltă a râului fără apă. O să fie o problemă, cred că, o zi, în ziua când o să lucrăm la ea. Ce aveți pentru apa potabilă și canalizare? Vorbați de un proiect pe viitor? Da. Lucrăm la un proiect destul de îndrăzneț. Sper ca săptămâna viitoare să semnez contractul cu Ministerul Dezvoltării pentru apă și canal Baia de Fier. În principiu, sunt mulțumit de calitatea lucrurilor în acest moment, la pod. Până în acest moment nu avem nimic de comentat, avem diriginte de șantier, totul decurge conform normelor, nu am nimic de comentat. Al doilea pod afectat de viitura din 29 iulie? Da, cel de-al doilea pod este în punctul ieșire peștera Măirilor. După cum ați văzut, un picior al podului este în aer undeva în proporție 70-80%. Nu a fost chiar atât, a fost afectat mai de mult timp, dar nu în asemenea proporții. Și acest pod îl vom reconstrui de nou. Va avea tot aproximativ o deschidere 17-18 metri ca celălalt, podul de la circular, punctul la circular, cum îl știe toată lumea. Acest pod îl vom face din bugetul local,
Celălalt pod este făcut din bani guvernamentali care s-au alocat pe ordonanță de urgență atunci când au fost calamitățile. Va fi cu piatră? Da, o să fie placat cu piatră și cel de la punctul circular și cel de la ieșire de aici din Peștera Măielilor. Fiind zonă montană, ne-am gândit să dea și bine ochiului, să fie plăcut ochiului. Fiind zonă turistică, având și peștera aici în... Da, 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 normal. Aici este ieșirea din Peștera Măirilor și se va face o variantă ocolitoare a podului pentru ca turiștii care mai vin, din păcate, din ce în ce mai puțin, să aibă unde trece, de asemenea, mașinile care vin în zonă, fiindcă, după cum vedeți, mai sunt și câteva pensiuni aici. Pe data de 26 octombrie o să fie organizat un târg de toamnă, împreună cu Ministerul Mediului, un proiect destul de îndrăznesc și de bun augur pentru zona noastră. Nu mai pentru Baia de Fier, pentru toată zona de sub munte. Așteptați mulți comercianți atunci? Nu o să fie foarte mulți comercianți, o să avem doar pe cei care prezintă produse tradiționale, fiind un târg de toamnă cu produse tradiționale. Brânză, ce vom putea găsi? Brânză, tocan, balmoș și obiecte din lut, din lemn, țesături. Este prima dată când se organizează? Da, este prima dată, da. Este prima dată când se organizează și dorim ca de anul acesta încolo să-l organizăm în fiecare toamnă. Sunt mai puțin turiști în ultima perioadă. Totuși bănuiesc că în perioada de vară au fost mulți turiști, din nu? Din păcate nu. Din păcate și în perioada de vară n-am avut decât undeva la 30% din turiștii pe care veneau altă dată. Dar 20-30%. Care ar fi explicația? Criza sau? Nu cred că este criza. Cred că principala vină a nesosirii turiștilor în zona noastră este Transalpina. Fiindcă cum s-a anunțat că Transalpina este închisă, a început să scadă numărul de vizitatori. Da, a fost o problemă cu Transalpina. Ba se închide, ba se deschide, nici turiștii n-au știut ce să facă. A fost o problemă și este. Știu că chiar la nivel de guvern se caută soluții pentru, mai nou, pentru găsirea, din ce am înțeles, s-a reziliat sau urmează să se rezilieze contractul cu fosta firmă care a avut lucrările. Și mă gândesc că o să organizez o nouă licitație pentru terminarea acestui traseu destul de frumos. Dar au turiștii unde să se cazeze? S-au mai construit pensiuni în zonă? Sunt pensiuni, cum să nu? Avem pensiuni, nu mai vorbim de zona Rânca, sunt pensiuni și în Baia de Fier, pensiuni acreditate care pot să le ofere turiștilor absolut toate serviciile. Perioada aceea cu inundații, viitura de pe Gilord și probabil turiștii s-au speriat, au văzut imaginele la nivel național. Cred că a fost și asta un... Dar asta a fost câteva zile, apoi nu a căzut niciun pod în zona respectivă, n-a fost traseul închis ca să nu se poată circula pe Transalpina. Și le-ați recomandat turiștilor să vadă în zona dumneavoastră, Baia de Fier, Cernădia, aveți foarte multe... Da, le-aș recomanda să vină în zona noastră ca să ne... cunoască și obiceiurile, nu numai peisajul, peștera Muierilor, peștera Polovragi. Avem destul de multe zone frumoase, avem trasee turistice pedestre, adică care pot să meargă pe jos, avem trasee de mountain bike, de motociclism, de off-road. Deci au cu ce să se delecteze. Îi așteptăm cu drag, tot timpul anului, nu numai vara. Ca să nu uităm de mâncarea tradițională foarte bună în zonă. Bineînțeles, da, da. Și renumitul tocan care se face la noi în zonă, Baia de Fier, Novaș, Polovraci. Se da. Face un grup sanitar în zonă? Da, avem de asemenea în lucru un grup sanitar aici și tot în zona ieșirea Peștera Muierilor, deoarece înainte era un grup sanitar mic, format din două cabine. Era foarte greu să-l întreținem, foarte mulți turiști și am luat hotărârea să facem un grup sanitar modern. Cu... inclusiv cu încălzire, cu apă caldă, apă rece, pentru ca turiștii care vin într-adevăr să fie bine primiți și să beneficieze de toate serviciile. Da, condiții foarte bune. La cât se ridică investiția, domnule primar? Undeva la 1,5 miliarde bani vechi. Banii din bugetul local? Bani din bugetul local, da. Da, bani din bugetul local. Era necesar, fiindcă de atâția ani
primeam sesizări tot timpul pentru, nu numai din partea turiștilor, cât și din partea localnicilor, fiindcă acest grup sanitar e de pe timpul vechiului regim. Vechiul regim, mă refer la Ceaușescu. Reabilitarea, modernizarea cămin cultural? Da, este o investiție a Companiei Naționale de Investiții și avem și noi un aport de 20% din valoare, Consiliul Local. Un cămin cultural foarte vechi? Da, este după anii 50 s-a construit. Are undeva la 60 de ani, cred. Nu se mai puteau face activități culturale în el? Din păcate, ajunsese într-un grad de degradare destul de avansat. Lucrările când ar trebui să fie finalizate? Deci lucrările trebuie să fie finalizate pe 1 ianuarie 2015, este recepția. Mulțumit de lucrări, de cum a lucrat firma? Da, se lucrează foarte bine și în ritm rapid, pentru ca lucrările să fie finalizate la timp. Dacă tot vorbim, domnule primar, de un cămin cultural, aveți și un ansamblu? Cum este activitatea culturală în Baia de Fier? Da, avem un ansamblu folclorii Liviu Dafinescu. Am pus numele în amintirea răposatului Liviu Dafinescu. Și avem destul de mulți tineri care activează în acest ansamblu, începând de la preșcolari, școlari, liceu, care le place să îmbrace hainele noastre populare. Și mă bucur că nu ne pierdem obiceiurile, tradițiile, fiindcă astfel ne-am păstrează în continuare. Exact, fiindcă astfel ne-am pierde identitatea ca popor. La credință cu program prelungit din Baia de Fier, ce se întâmplă aici în față? Da, aici în față am început amenajarea unei parcări, care era destul de necesară, deoarece zona este destul de aglomerată dimineața când vin copiii la grădiniță, când pleacă la prânz, sau seara la orele 16-17 când se termină programul la grădiniță cu program prelungit. De asemenea, vom începe lucrările și la parcări în fața Liceului Tehnologic și a primăriei. Grădinița a fost reabilitată, modernizată? Grădinița a fost reabilitată pe partea de interior, în două săli de clasă și bucătăria cu cantina, unde copiii servez masă. Este o grădiniță veche? Da, este o grădiniță veche, a fost reabilitată cu ani în urmă, dar noi am reabilitat doar zona de interior a două săli de clasă, o sală de clasă și un dormitor unde dorm copii și bucătăria și sala de mese. Mobilier pentru copii, tot ceea ce trebuie. Tot ceea ce trebuie la standarde, eu zic, europene. Modernizată grădinița, aveți o sală foarte frumoasă cu mobilier frumos pentru micuți. Beneficiem, începând din această toamnă, de o grădiniță care se bucură de multă apreciere din partea localității noastre în care suntem și este dotată după standarde europene cu cele mai moderne lucruri și create condițiile cele mai bune pentru ca micuții noștri să-și desfășoare activitatea într-o sală foarte, foarte bine amenajată cu toate condițiile. Sunt feriți de orice rău, am putea spune, în această unitate. Sunt au asistență medicală, au condiții foarte bune pentru servirea mesei. Beneficiem de această grupă de program prelungit în favoarea părinților, în favoarea copiilor și în favoarea noastră a tuturor. Comunitatea locală s-a ocupat în mod deosebit de această grupă, pentru că este, după cum vedeți, mochetată în totalitate, scăunelele sunt atractive, sunt moderne, sunt plăcute, dormitorul este foarte, foarte bine amenajat, în care părinții s-au bucurat de această performanță a comunei Baia de Fier, că ne numărăm printre puținele comune care au beneficiat de o grupă pregătitoare, că sunt și orașe care nu au. Dar la noi, la Baia de Fier, am spus, comunitatea și atât conducerea Liceului Tehnologic s-a ocupat în mod deosebit ca în această grupă să fie condițiile
cele mai bune, bine că toată unitatea este o unitate model, nu putem, ne-am lăudat și ne lăudăm, funcționez aici de 40 de ani și acesta este al 41-lea, dar ca acum nu a fost niciodată unitatea noastră așa de bine și de frumos amenajată. Toate condițiile create pentru micuți, pentru câți aveți micuții în grupă? Avem 14 înscriși, în grupă sunt de la 2 ani jumătate, cei mai mici sunt de 2 ani jumătate, este grupă combinată și frecventează, părinții sunt mulțumiți de condiții, de meniu, de asistența medicală, deci invităm pe oricine și poate veni, porțile grădiniței noastre sunt deschise. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală în comuna Baia de Fier. Foarte multe obiective turistice, peisaje superbe pe care merită să le vedeți dacă nu le-ați vizitat până în acest moment. Vorbim de păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, dar și de o mâncare tradițională foarte, foarte bună în cele două sate componente din Baia de Fier, Cernădia și Baia de Fier. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.